Salutare tuturor! Cu toții suntem influențați cumva de cultura pop, care adesea susține anumite preconcepții. Să ne uităm, de exemplu, la cele mai faimoase locuri din lume. Judecând după filme, Parisul este orașul iubirii și al croasantelor, Londra este întotdeauna plină de ceață și lumea poartă mereu paltoane și la Rio de Janeiro este întotdeauna carnaval și toată lumea joacă fotbal la fel de bine ca Neymar. Desigur, aceste lucruri sunt departe de adevăr. Un alt caz interesant este Dubai. Este un loc plin de diamante, aur și șeici care au feline sălbatice ca animale de companie. Ce? Nu este așa? Ei bine, nu chiar. Astăzi vă vom spune adevărul despre acest loc. Haideți să începem! Dar mai întâi, să lămurim ceva. Dubaiul nu este o țară, cum cred greșit unii. De fapt, este cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite și nici măcar nu este capitala, așa cum cred în mod eronat alți oameni. Capitala Emiratelor Arabe Unite este Abu Dhabi, dar acest oraș este mai puțin popular în afară, poate că și pentru că este mai puțin popular printre turiști. Emiratele Arabe Unite este o țară destul de bogată, care se află pe locul 7 în lume în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna la fel de prosperă ca în ziua de azi. Până la sfârșitul secolului XIX, țara era sub protectorat britanic. Prin urmare, când au fost descoperite primele rezerve de petrol aici, în Golful Persic, acestea au fost exploatate de britanici. După ce Emiratele Arabe Unite a devenit un stat independent în anii 70, piața petrolului a cunoscut o creștere accentuată a prețurilor. Aceasta este cauza principală pentru care țara a devenit rapid una dintre cele mai bogate din lume și acest lucru a stimulat o dezvoltare rapidă a industriei, turismului și a agriculturii. Și acum vom spune câteva adevăruri și câteva mituri despre Dubai. Animale sălbatice. Acest stereotip despre Dubai nu a apărut din senin. Multă vreme, să ai gheparzi și lei ca animale de companie a fost un lucru normal, dar doar pentru o parte foarte mică a populației. Mai exact, pentru cei mai bogați șeici care doreau să-și arate statutul. Aceștia obișnuiau să conducă în jurul Dubaiului cu pisica lor preferată pe scaunul pasagerului. Din fericire, acum câțiva ani deținerea felinelor sălbatice ca animale de companie a fost interzisă. Acum este considerată o încălcare a legii. Prin urmare, dacă vă plimbați cu un ghepard sau un leu, vă veți confrunta cu 6 luni de închisoare și o amendă de până la $138.000. În ceea ce privește oamenii obișnuiți, majoritatea au pisici domestice acasă, deoarece nu le plac câinii foarte mult. Ecologie. Datorită faptului că orașul a fost construit în deșert, imaginile cu Dubai arată ca niște fotografii dintr-un film fantastic și s-ar putea chiar să credeți că totul este în regulă cu mediul de aici, ceea ce este departe de a fi adevărat. Dimpotrivă, datorită numărului mare de clădiri, a lipsei de surse naturale de apă, a sistemului deficitar de eliminare a gunoiului și a lipsei de canalizare, Dubaiul este un iad pentru orice activist eco. Cu numeroasele sale mașini, Dubaiul este unul dintre cele mai murdare orașe din Orientul Mijlociu. Potrivit experților, motivul este faptul că timp de mai mulți ani, dezvoltatorii au pus banii înaintea protecției mediului. Cât despre apa locală, aceasta poate fi potabilă numai dacă folosești un sistem de desalinizare care îndepărtează sărurile dizolvate. Emiratele Arabe Unite desalinizează aproximativ 4 miliarde de sticle de apă pe zi. Instalațiile de desalinizare a apei produc la rândul lor cantități mari de dioxid de carbon. Această substanță este periculoasă deoarece absoarbe radiațiile infraroșii și este unul dintre gazele cu efect de seră care provoacă încălzirea globală. O altă problemă este energia. Din păcate, utilizarea surselor de energie alternativă sau regenerabilă, precum energia solară sau eoliană, este practic inexistentă aici. În Dubai și în Emiratele Arabe Unite, în general, se folosește cărbune, precum și energie nucleară. Apropo, cea din urmă a devenit din ce în ce mai populară în regiunea Orientului Mijlociu în ultimii ani, din Arabia Saudită până în Egipt. Din păcate, nici aceasta nu poate fi reînnoită și rezidurile sunt greu de eliminat. De parcă nu ar fi fost suficient, există și o problemă cu canalizarea. În Dubai, milioane de oameni trăiesc fără canalizare, folosind structuri de bază, cum ar fi latrina. Drept urmare, mașinile care transportă deșeuri de canalizare stau la coadă câțiva kilometri și uneori petrec câteva zile pe drum. Nu sună foarte bine, nu? Mașini de lux. Întrucât Dubaiul este un oraș renumit, mulți oameni își imaginează șoferi care se plimbă exclusiv cu Lamborghini sau Bentley. Într-adevăr, acest lucru este adevărat, dar nu pentru toți angajații guvernului. De exemplu, poliția folosește adesea BMW sau Audi sau chiar Toyota.
Apropo, există o situație foarte interesantă cu supermașinile din Dubai. Există multe locuri în care poți vedea mașini Ferrari, Porsche, etc. Singura problemă este că de multe ori nu aparțin nimănui. Aceste mașini de lux sunt abandonate pe străzile orașului sub un strat de praf și acest lucru poate fi explicat cu ușurință printr-un fenomen care a avut loc în Emiratele Arabe Unite cu aproximativ un an în urmă. Plecarea masivă a expatriaților sau emigranților din țară. Acest lucru se datorează faptului că în ultimii ani prețurile petrolului s-au scufundat și mulți antreprenori care au făcut afere din asta au dat brusc faliment. Dar de ce nu își iau mașina cu ei sau nu o vând altcuiva? Ei bine, nu este atât de simplu. Emiratele Arabe Unite trăiește în conformitate cu legea Sharia, unde neplata datoriei este considerată una dintre cele mai grave infracțiuni penale. De aceea, proprietarii de mașini își lasă mașinile în stradă cu cheia înăuntru și nimeni nu le fură. Pentru că nici măcar infractorii nu au nevoie de genul acesta de probleme. Populația. Te-ai gândit că Dubaiul este populat exclusiv de arabi și că toți sunt incredibil de bogați? Ei bine, vom vorbi despre aceasta din urmă, imediat după. Dar între timp, să vorbim despre media populației. În realitate, 85% dintre oamenii din oraș care are peste 3 milioane de locuitori, sunt din alte țări. Majoritatea, mai mult de 25% dintre toți rezidenții din Dubai, provin din India. Pe locul 2 se află migranții din țările vecine, Pakistan și Bangladesh. În general, lucrează în șantiere și fabrici care sunt în Dubai și populația locală constituie doar 20%. Acesta nu este cazul doar în Dubai, se aplică întregii țări. Doar 10% din populație e formată din localnici, în ciuda faptului că aproape 10 milioane de oameni trăiesc în țară. De multe ori, expatriații nici nu știu limba arabă. Cu toate acestea, conform oamenilor care lucrează în Emiratele Arabe Unite, nu prea este nevoie. O cunoaștere de bază a limbii engleze este suficientă. Legislația pentru angajarea străinilor aici este transparentă și destul de simplă, chiar dacă aceasta nu oferă cetățenie. Miliardari. Poate cel mai comun mit despre Dubai este că este plin de miliardari. Ei bine, hai să ne uităm mai atent. Se crede că în lume trăiesc în jur de 5.000 de miliardari. În același timp, doar 30 de miliardari trăiesc în Dubai, adică mai puțin de 1% din populația globală. Nu este foarte impresionant, nu? Dar ce orașe sunt în top când vine vorba de cel mai mare număr de miliardari? Pe primul loc este New York. În 2019, 105 miliardari locuiau acolo și 705 în Statele Unite. Apoi urmează Hong Kong cu 87 și China cu 285. Pe scurt, Dubai ocupă locul 8 pe această listă, iar Emiratele Arabe Unite ocupă locul 10. Sărăcie. Probabil că vă gândiți că deși nu există atât de mulți miliardari, cu siguranță nu există sărăcie aici. Vă înșelați! Cum putem vorbi despre bogăție într-un oraș în care 85% din populație este compusă din migranți, dintre care cei mai mulți lucrează pe șantiere? Desigur, majoritatea trăiesc de azi pe mâine și asta în cel mai bun caz. Și mai rău, traiul în Dubai este destul de scump. De exemplu, cel mai simplu plan de telefonie mobilă vă va costa cel puțin 30 de dolari, iar salariul mediu al unui simplu muncitor din acest oraș este de aproximativ 250-300 de dolari. 10% din salariul lunar pentru telefonie mobilă. Pe lângă asta, trebuie să cumpărați mâncare și haine, să aveți grijă de copii și să plătiți facturile, inclusiv chiria. De aceea, apartamentele din Dubai sunt de obicei supraaglomerate și ocupate de 5 sau mai multe persoane. Un avantaj minor este că pentru străini nu există taxe aici. Cu alte cuvinte, nu trebuie să predați o parte din salariu guvernului în fiecare lună. Autoritățile din Emiratele Unite au introdus acest sistem pentru a motiva specialiști din alte țări să vină să lucreze aici. Până la urmă, nu cu mult timp în urmă, Dubaiul arăta foarte mult ca un deșert cu rezerve de petrol și nu mulți oameni erau dispuși să se mute aici. Vreme frumoasă. Când te uiți la fotografiile cu zgârie norii luxoși, înconjurați de palmieri din Dubai, totul pare să fie un paradis însorit. Dar chiar așa o fi? Nu uitați că acest oraș a fost construit în mijlocul unui deșert, ceea ce înseamnă că probabil nu veți fi foarte încântați de vremea de aici, decât dacă vă place cu adevărat căldura și vreți să vă petreceți timpul într-o saună. Imaginați-vă! În timpul lunilor călduroase, adică cel puțin 6 luni în continuu, temperatura crește până la 50 de grade Celsius. Soarele înfiorător devine insuportabil, combinat cu umiditatea ridicată. Apropo, cerul este de obicei gri, în ciuda luminii care vine de la soare. Acest lucru se datorează cantității imense de praf care se ridică în aer de la șantiere și fabrici. Zgârie nori.
Ei bine, ajungem la finalul videoclipului nostru și acum știți că Dubaiul este un oraș al contrastelor. De exemplu, aici sunt multe clădiri înalte, 108 zgârie nori de peste 180 de metri înălțime. Cea mai înaltă clădire din Dubai este Burj Khalifa, 210 etaje, cu o înălțime totală de 828 de metri. Cu toate acestea, aceste clădiri maestoase coexistă cu vile mici, complexe de apartamente și case cu un singur etaj. Casele inferioare sunt preferate de rezidenții obișnuiți, care pur și simplu nu au bani pentru alte opțiuni, precum și de arabii înstăriți. Lor le place faptul că în vilele mici private nu au vecini. Cam atât despre Dubai. Vă invit să scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre acest oraș și dacă v-ați dori să ajungeți acolo vreodată. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi ultimile noutăți.